Pe perioada verii, numărul donatorilor de sânge este tot mai mic, iar din păcate accidentele continuă să crească. Prin urmare, Centrul de Transfuzie Sanguină apelează la bunătatea oamenilor și îi îndeamnă să doneze, pentru ca între cantitățile de sânge disponibile și cererile din spitale să nu există o discrepanță atât de mare. În atenția oamenilor cu suflet mare din Suceava, dragilor, despre dorința de a ajuta și puterea de mobilizare atunci când se cere, ne convingem cu ocazia fiecărui apel care ajunge să fie postat pe pagină. N-avem sânge. Acum însă vă invităm să vă planificați un drum la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava, unde numărul de donatori este extrem de mic zilele acestea. Nu credem că e nevoie să aducem în față poveștii unor oameni aflați oricum în suferință pentru a vă convinge că e nevoie de sânge, știm însă, așa cum ne-au transmis oamenii inimoși de la Centrul de Transfuzie, că numărul de donatori este insuficient, iar accidentele și intervențiile chirurgicale multe, a transmis instituția. Programul de donare la Centrul de Transfuzie Suceava este de luni până vineri, orele 7:30-13, în cadrul programului de lucru, care este de luni până vineri, între orele 7:15. Pentru a putea dona, trebuie să ai vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, să ai greutatea de peste 50 de kilograme, să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale, inclusiv intervenții la dentist sau tatuaje. Să nu fi însărcinată în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală, nici cu 5 zile înainte sau după menstruație. În plus, este esențial să nu fi consumat băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării. Nu vor trece proba chestionarului dat la fața locului nici cei care sunt sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, bol de inimă, bol renale, bol psihice, bol hepatice, bol endocrine. La o donare se recoltează 450 de ml de sânge, cantitate ce se reface ca volum în câteva ore, iar la nivel celular în 2 săptămâni. Această reînnoire este considerată benefică întregului organism. Înainte de donare se recomandă somn de 7-8 ore și un mic dejun format din proteine și glucide, puține grăsimi și lichide dulci, ceai, cafea, sucuri naturale. Sub nicio formă nu trebuie să se fumeze înainte și după donare și nici să se consume alcool în dimineața donării și cu o seară înainte. Cafeaua este recomandată mai ales persoanelor care au un mod frecvent de tensiune arterială mică. După donare se recomandă 2-3 ore de odihnă.